Salutare, oameni buni, și avem o nouă provocare. Se apropie de această intersecție trei autoturisme, unul verde, unul albastru și altul roșu, și înainte de a intersecta această intersecție, cel verde, autoturismul verde, s-a oprit la marginea carosabilului. Cel albastru s-a oprit în dreptul indicatorului trecerea fără oprire, este interzisă, iar cel roșu nu s-a oprit deloc, s-a asigurat că din partea stângă nu este nimeni și a continuat deplasarea înainte. Care din ei au procedat corect? Lăsăm în comentarii deja cum s-a creat și tradiția noastră un simbol al inimii de culoarea participantului sau a mașinii care a procedat corect, iar până la sfârșitul săptămânii neapărat aflăm și răspunsul. Succes, dragii mei, și atenție la drum!